Salutare tuturor, eu sunt Alex, acesta este primul meu videoclip. Am așteptat ceva timp ca să fac acest videoclip. Mă gândeam de ceva timp să fac un canal, dar am așteptat ocazia, o ocazie mai specială pentru a începe. Motivul principal al acestui video este acest pachet, un review mai exact, sau unboxing, review și unboxing la acest pachet. Pachetul Thought al lui Aleister Crowley. L-am așteptat de ceva timp, cred că vreo 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, ca să ajungă. L-am comandat de pe Libristo. Da, l-am cumpărat de pe Libristo. A durat ceva, dar în final cred că se va merita. Acest pachet a fost creat de Aleister Crowley, adică mă refer la simbolismul și conceptele din spatele cărților și a fost pictat de Lady Frieda Harris. Ea a fost artistul din spatele pachetului care l-a pictat. Practic persoana care a pictat pachetul. Să se focalizeze ca să vedeți și voi ce scrie. Spune că este trademark la Ordo Templi Orientis sau Oto, cei care știu. Da. Pachetul ăsta este plin de simbolism. Bine, în mod normal, orice pachet de tarot este plin de simbolism. Dar acesta are un simbolism mai profund decât alte pachete. Având în vedere că acum am acest pachet, voi putea să lucrez și la acel curs pe care l-am cumpărat. Fiindcă cursul acela pe care l-am cumpărat se bazează pe acest pachet, adică folosește acest pachet ca să lucrezi cu cursul pe care l-am cumpărat eu. Da. Și să-l deschidem, să vedem. Asta este pentru prima dată când fac un unboxing și review în același timp. Am reușit în final să desfac pachetul lui pus într-o altă folie. Foarte frumos. Foarte frumoasă cartea asta. The Magus. Sau Magicianul în alte pachete. Păi, cred că voi desface mai departe.
Aici avem pachetul propriu-zis și aici avem o cărticică care a venit odată cu acesta. Și mai avem și asta. Are trademark-ul de la Ordo Templi Orientis. Și am mai venit și cu o carte mai specială. Pe cartea asta este simbolul ce reprezintă Telema. Telema este o religie fondată de Aleister Crowley, pentru cei ce nu știu. Cărțile se simt foarte bine. Sunt colorate, foarte viu. Se simt foarte bine în cărțile. Acum cred că ne vom uita prin ele câteva momente. Arată foarte frumos cărțile. Da. Acesta este al doilea pachet de tarot pe care l-am. Acum să ne uităm puțin în această cărticică. Aici se vede spread-ul. Golden Dawn spread. Un spread foarte interesant, am auzit de el. Aici în această cărticică găsim descrierile cărților și ne spune mai multe despre cărți. Am fost nerăbdător ca să primesc acest pachet. L-am primit în sfârșit și mă bucur mult. Voi putea să lucrez cu cursul pe care mi-l doream de ceva timp și pe care l-am în prezent. Da. Pe viitor cred că am să mai fac unboxing-uri și review-uri la pachete de tarot. Plănuiesc să mai cumpăr ceva pachete în viitor. Și cred că cam asta este acest video. Voi reveni cu siguranță cu alte videouri pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenția voastră și vă urez o zi bună sau noapte bună sau dimineață bună!